Avem nevoie de asta, avem nevoie de lume cu open mind, cu esprit deschis și cu limbaj, cu și tot, eu sper că va fi posibil. O grup de companie, GPG, Global Funding Group, care activează în BPO, call center, dar mai mult orientat în Europa, pentru Europa. Ce m-a impresionat mai mult este lumea, tinerețe de aici, dar care vorbește așa ușor mult limbă. Acum e probabil un pic mai complicat, dar 20 de ani înainte a fost așa o paradis, pentru că toată lumea vorba limba franceză, limba engleză. Va fi dificil. Sincer, cred că adaptarea la Uniunea Europeană va fi un pic complicat. Sunt mult lucru care va se schimba, probabil în cel mai bun viitor pentru moldoveni, dar va fi probabil un perioadă de tranziție pentru că ajungem la standard european, dar eu cred că va fi ok. Cred că avem de găsit soluții cu oameni. Avem o situație unde mult tineret să le plec și avem de schimb ceva, pentru că diaspora asta vine apoi în țară cu deja capital că a primit în Europa și pentru a ajuta Moldova să dezvolte.